Mai multe jucătoare ale Gloriei sunt la final de contract, fapt ce înlesnește negocierile purtate cu alte grupări, generând totodată multe speculații. Ultima, dacă e să vorbim despre speculații, face referire la Ziana Ilina, una dintre cele mai apreciate fete din echipa buzoiană, în ciuda cifrelor modeste pe care le-a avut în acest sezon. Aflată în cel de-al doilea stagiu la Buzău, belarusa este dată ca și transferată la una dintre cele mai puternice grupări din Liga Națională, Rapid București. Informația nu a fost confirmată deocamdată de conducerea secției de handbal. Mai mulți șefi de la Gloria au declarat că poartă negocieri cu Ziana pentru prelungirea înțelegerii pentru cel puțin încă un sezon. Aceea situație contractuală o are și Valentina Blazevici, o altă jucătoare importantă de la Buzău. Ea s-ar fi înțeles cu SCM Craiova. Clubul din Oltenia a anunțat însă un singur transfer, cel al Camilei Micievici. Situația este aceeași în cazul ambelor fete, li s-a propus prelungirea contractului, încă suntem în negocieri cu acestea și așteptăm un răspuns, să vedem. Încă nu s-a semnat nimic între jucătoarele pe care le-ați menționat și echipele despre care este vorba. Tot la categoria zvonurii s-a scris despre Liubița Nenezici, care ar pleca la finele sezonului de la Gloria. Informația, spun conducătorii grupării, este eronată, deoarece golkeeperul din Muntenegru are contract până în 2025. De asemenea, mai sunt anunțate câteva plecări. Liubița Nenezici, de exemplu, Burlacencu, sunt vreo plecări, dar am înțeles că din acestea câteva jucătoare deja au semnat până în 2025. Așa este, unele dintre ele mai au contract deja până în 2025, așa cum este Nenezici, iar cu celelalte jucătoare ale căror contracte urmează să expire anul acesta, ne aflăm în negocieri. În această seară, Valentina Blazevici a evoluat în întâlnirea dintre România și Croația, meci din prima grupă a campionatului european de handbal. De la Gloria implicată a fost și Daria Bucur, componenta naționalei tricolore.